Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată care sunt principalele știri de astăzi. Trei dintre cei cinci români răniți în accidentul teribil din Bulgaria sunt internați în continuare la ATI, la Spitalul Floreasca. Ministrul Sănătății a vizitat astăzi. Românii sunt îndemnați să meargă la medicii de familie să-și ia rețeta pentru iodura de potasiu. Comunitatea internațională este îngrijorată de bombardamentele asupra centralei nucleare de la Zaporoje. Trei persoane, inclusiv un salvamar, s-au unecat astăzi la Eforie Nord și Saturn. Turiștii ignoră steagul roșu și intră în valurile mari. O serie întreagă de accidente grave au lăsat în urmă un bilanț negru. O femeie de 78 de ani și-a pierdut viața noaptea trecută la Suceava, după ce a fost spulberată de o mașină pe trecerea de pietoni. În Gorj, un motociclist a suferit răni grave după ce un autoturism l-a lovit frontal. Unii dintre șoferi au călcat prea mult pedala de accelerație. În județul Mureș, un șofer drogat a fost prins de polițiști în timp ce conducea cu 197 de km pe oră. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Tragedia din Suceava a avut loc chiar pe bulevardul principal din oraș și a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă. Victima a fost proiectată la 50 de metri de la locul impactului și a murit pe loc. Medicii de la Smurd au făcut femeii manevre de resuscitare, dar leziunile au fost mult prea grave. Bolidul care a lovit-o pe victima avea numere de Cluj și era condus de un tânăr de 21 de ani. Imediat după impact, șoferul a fugit de la fața locului, dar a fost identificat rapid de polițiști. A fost supus testului pentru alcoolemie, dar rezultatul a fost zero. Pe numele tânărului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Un accident violent a fost și în Gorj, pe drumul național 66, în localitatea Bumbești-Jiu. Un motociclist a ajuns la spital cu răni grave, după ce a fost lovit de o mașină al cărei șofer a virat la stânga, fără a acorda prioritate de trecere. În urma impactului, bărbatul de pe motocicletă, un tânăr în vârstă de 33 de ani din București, a fost proiectat în șanțul de pe marginea drumului. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. S-a urcat sub influența drogurilor la volan și a apăsat cu putere pedala de accelerație. Așa a fost prins de polițiști un tânăr de 22 de ani din Reghin. Oamenii legii l-au oprit pe DN15A, pe raza comunei Lunca, în timp ce conducea cu 197 de km pe oră pe un sector de drum cu limită de viteză maximă admisă de 110 de km pe oră. Șoferul, testat pozitiv la cannabinoide, a fost amendat cu 2.900 de lei, iar pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. Riscul producerii unui accident nuclear la Zaporoje, cea mai mare centrală nucleară din Europa, este crescut în contextul recentelor bombardamente rusești. Mai mulți senzori de radiații ar fi avariați, iar președintele Zelenski cere un răspuns al comunității internaționale. Mai multe despre ce se întâmplă acolo în câteva clipe. Mareașa a luat din nou tributul astăzi de 3 ori. Un salvamar a murit în Eforie Nord în timp ce încerca să salveze din apele învolburate un tânăr. Curenții prea puternici și valurii mari au făcut ca misiunea de salvare să eșueze. Și tânărul imprudent și salvamarul au fost aduși la mal și resuscitați fără succes minute în șir. Un alt turist s-a necat în mare la Saturn după ce s-a aventurat în larg. Pe tot litoralul, de la Eforie Nord până la Mangalia, este arborat steagul roșu, însă turiștii nu țin seama de pericol. Săptămâna a început rău pentru unii turiști aflați în vacanță în sudul litoralului. Elicopterul Smurd a fost chemat de urgență la Saturn, unde salvamarii au scos din apă un tânăr din Iași. Venise în vacanță cu prietenii și, înainte să se cazeze, au zis să facă o baie în mare. Tânărul nu a mai ieșit din valuri. Pompierii militari au fost solicitați de salvamarii din stațiunea Saturn să intervină pentru acordarea primului ajutor unui bărbat scos din mare de aceștia. Au fost alocate și Enilata, o ambulanță Smurd, precum și elicopterul Smurd. Din păcate, tânărul a fost declarat decedat. Vântul puternic, valurile înalte și curenții periculoși de la malul mării le-au dat mari bătăi de cap și salvamarilor din Eforie. Imaginile arată intervențiile la limita ale echipelor din Eforie. Toată ziua, schigeturile au mers în largul mării, să aducă la mal turiștii care nu mai reușeau să iasă din apă și riscau să se înnece. Și mai ales cu copii. Cu copii, ei au încredere în, își pun încredere în gonflabile, saltele, colace, dar degeaba. Da, am avut 3 persoane cu salteaua, din păcate, din fericire, totul aici cu mine. Unul dintre cele 3 persoane era cât pe ce să-l pierdem din cauza panicii în care se instalează asupra lor.
Un turist de 28 de ani din Ialomița și un salvamar de 48 de ani au murit înecați la Eforie. Ultimul încerca să-l salveze din valurile furioase pe tânăr. Medicii au încercat în zadar să-i resusciteze. Este o zi grea pentru noi salvamarii. Steagul roșu a fost arborat încă de dimineață și scăldatul a fost strict interzis în toate stațiunile din sudul litoralului. Însă toți au găsit turiști care au ignorat avertismentele. Am văzut. E fluier într-una. Nu prea ascultă. E foarte riscant, mai ales acum astăzi. Ieri nu a fost așa agitată mare, dar astăzi da. Ieri a fost mai bine un pic. Zeci de oameni au fost salvați de la nec pe tot litoralul. Imaginile surprinse de salvamare arată o mare agitată și periculoasă chiar și la mal. În Marea Furioasă, viața oricui este în primejde din pricina curenților puternici. Nici la Constanța, salvamarii nu au avut timp de odihnă. Au intervenit în continuu și au scos din apă oameni slăiți de puteri. Treceți la mal, că e periculos! Aici e cel mai periculos loc! Numeroși turiști au fost recuperați de salvamari din valurile periculoase, după ce s-au trezit duși de curenți în larg. Hai! Hai, amândoi! Hai, repede! Ține-mă! Vezi că vine val mare! Steagul roșu care avertizează că nimeni nu ar trebui să intre în apă a fost arborat încă de ieri pe toate plajele din sudul litoralului, de la Eforie până în Vama Veche. Scene șocante într-un tren care circula pe ruta București-Constanța. Un controlor a fost bătut de un individ la bustul gol, chiar pe scara din tren. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Ajutorul controlorului au sărit mai mulți bărbați care l-au fugărit pe tânărul agresiv până pe peronul gării Cernavodă, în care oprise trenul. Autoritățile s-au sesizat din oficiu după ce imaginile filmate de călători au fost publicate pe internet. Poliția Transporturi din Fetești a stabilit că altercația a avut loc în timp ce controlorul de tren verifica biletele călătorilor. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj. Trei dintre cei cinci români răniți în accidentul teribil din Bulgaria sunt internați în continuare în secția de ATI a Spitalului Floreasca, acolo unde primesc îngrijire de specialitate. Ministrul Sănătății, care a fost de dimineață să vadă victimele, spune că deocamdată nu se pune problema ca pacienții să fie mutați în alt spital. Care este acum starea pacienților răniți în Bulgaria, știe colega mea Ana Maxim. Ana, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor. Cei cinci răniți sunt conștienți și cooperanți, spunea ministrul Sănătății. Cu toate acestea, trei dintre ei încă se află la terapie intensivă și asta pentru că rănile pe care le au necesită acest tip de tratament. Nu se știe însă despre ce traumatisme este vorba. Reprezentanții spitalului spun că familiile răniților nu sunt de acord să se ofere aceste detalii. Răniții de la terapie intensivă au vârste cuprinse între 34 și 54 de ani. Ceilalți doi răniți care au fost transferați cu elicopterul aici la Spitalul Floreasca se află în secția postoperatorie. Unul dintre ei are leziuni ușoare, spunea ministrul Sănătății. Mai spunea de asemenea Alexandru Rafila că unii dintre răniți suferă și de alte boli care ar putea fi agravate de accidentul rutier prin care au trecut. De asemenea, tot Alexandru Rafila a declarat că pacienții răniți în accidentul din Bulgaria trebuie să primească și suport psihologic. Iată declarația. Starea lor de sănătate este stabilă. Sigur că sunt monitorizați îndeaproape pentru că trei dintre cei cinci pacienți sunt internați la terapie intensivă. Au fost văzuți de un medic psihiatru pentru că șocul este mare când se întâmplă un astfel de accident, mai ales că unii și-au pierdut chiar și rudele în acest accident. Va fi nevoie de intervenții chirurgicale? Sigur, pe măsură ce starea lor se stabilizează, colegii care sunt aici, bineînțeles că vor rezolva și alte probleme care nu au necesitat intervenție practic de urgență.
Mergeți cât mai repede la medicul de familie și cereți prescripție pentru iodura de potasiu. Este mesajul de astăzi al lui Alexandru Rafila după întrebarea venită din partea jurnaliștilor Focus. Avertismentul Ministrului Sănătății are deja ecouri. Medicii de familie au început să primească zeci de apeluri și spun că nu vor face față. Pe de altă parte, chiar dacă pastilele sunt destinate celor cu vârsta sub 40 de ani, pe mulți dintre tineri nici măcar nu interesează subiectul. Domnule ministru, ce se întâmplă cu distribuția pastilelor de potasiu, având în vedere evenimentele din Ucraina? Există cerere? Distribuția pastilelor de potasiu este perfect funcțională, îndemn pe toată lumea, toate persoanele cu vârsta de până la 40 de ani, să se prezinte cât mai repede la medicul de familie, de la care trebuie să primească prescripția, și avem 2500 de farmacii în toată țara. Listele se regăsesc la Ministerul Sănătății și la Direcția de Sănătate Publică. Avertismentul ministrului vine în urma evenimentelor recente de la centrala Zaporojie din Ucraina. Pastilele de iod se distribuie în mod gratuit, însă este nevoie de rețetă de la medicul de familie. V-ați luat de la medicul de familie rețetă pentru a vă lua pastilele cu iod? Nu. Nu mi se teamă. Nu, consider că încă sunt tânăr și nu am astfel de probleme momentan. Nu prea mă interesează, să zic. Nu vă e teamă de un accident nuclear? Nu. Nu prea m-am informat în chestia asta. Nu cred că e încă un caz de accident nuclear sau n-ar trebui să ne îngrijorăm încă până nu e. O să vă luați? O să mergeți să vă luați? Probabil nu. Nu vă e teamă de un accident nuclear? Există însă și oameni care au luat avertismentul în serios și vor acum să facă rost cât mai repede de pastilele de iod. Până astăzi, de când a apărut ordinul în luna iunie, am primit o singură cerere. Astăzi, după declarațiile domnului ministru, deja au început să sune pacienții. La mine au sunat trei, în general părinți, vor pentru copii, iar colegii medici de familie, chiar avem un grup în București, spuneau că deja au 10 de cereri de la pacienți. Sună telefonul în continuu, toată lumea vrea rețetele. Mă preocupă situația pe care o vedem în Ucraina. Am înțeles acum și cu Taiwanul și China că sunt niște probleme de acest gen și, într-adevăr, lucrurile se pare că iau o amploare care nu ar trebui să existe. Federația Medicilor de Familie a anunțat că prescripțiile nu pot fi transmise pe WhatsApp sau prin e-mail, ci este necesară prezența fizică la cabinet. Având în vedere anunțul Ministrului Sănătății cu privire la prezentarea imediată pentru eliberarea prescripției cu iodură de potasiu, aducem la cunoștință pacienților cu probleme de sănătate curente că este posibil să aștepte câteva zile sau săptămâni până vor putea obține o programare pentru o consultație la medicul de familie. După eliberarea rețetei, oamenii trebuie să meargă la farmacie. Sunt 2500 de unități în toată țara unde se face distribuția. Nu în toate localitățile există. Lucrez în județul Telorman, în comuna Gratia. În comuna noastră avem o farmacie foarte bună, care însă nu a intrat în programul de distribuire a iodurii de potasiu, iar pacienții mei care au primit deja rețetele pentru iodura de potasiu trebuie să meargă să o ridice din farmacie din orașul Videle, care e la 30 de kilometri de localitatea în care locuiesc, sau din București. Lista farmaciilor în care sunt distribuite pastilele de iod poate fi găsită pe site-ul Ministerului Sănătății. Organizația Națiunilor Unite cere accesul la centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, ținta recentă a bombardamentelor rusești, pentru a verifica centrala și pentru a evita astfel un posibil accident nuclear. Volodymyr Zelensky trage și el semnale de alarmă după ce mai mulți senzori de radiație ai centralei au fost avariați și cere un răspuns al comunității internaționale. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a transmis că sistemul de monitorizare nu arată depășiri ale nivelului radiațiilor în țara noastră. În urma recentelor bombardamente rusești asupra centralei Zaporojie, președintele Ucrainei susține că trei senzori de radiații au fost avariați. Un muncitor a fost și el rănit. În mesajul său zilnic, Volodymyr Zelensky a vorbit despre pericolul nuclear. Немає такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію. І не дай Боже, станеться щось непоправне, і ніхто не зупинить вітер. Șeful Organizației Națiunilor Unite a făcut apel ca inspectorii internaționali să aibă acces la centrala nucleară Zaporojie pentru a evita astfel un posibil accident nuclear. Secretarul general al ONU a vorbit și despre riscul unei confruntări nucleare. I believe this is the moment when the risk of a nuclear confrontation is back, something that we have forgotten for decades.
Reacția Kremlinului a venit și ea la scurt timp după acuzațiile aduse. Обстріли території АЕС зі сторони українських вооружених сил – это потенціально крайне опасная деятельность, чрезвычайно опасная деятельность, которая чревата в случае усугубления катастрофическими последствиями для огромной территории, включая территорию Европы. A spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului. În timp ce lumea stă parcă în loc de teama unui posibil accident nuclear, Ucraina acuză Rusia de comiterea peste 27 de crime de război de la începutul războiului. Între timp, Zelenski exclude orice posibilitate de negocieri cu Rusia dacă vor avea loc referendumuri în teritoriile ocupate. Poziția noastră держави залишається такою, якою була і раніше. Ми свого не віддамо. Нічого. А якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною і вільним світом. Mesajul președintelui Ucrainei vine în timp ce trupele ruse accelerează pregătirile pentru referendumurile de anexare a teritoriilor ocupate. Potrivit evaluărilor Institutului pentru Studiul Războiului, rușii vor folosi diferite strategii de intimidare a civililor pentru a avea câștig de cauză. Pentru a relua negocierile, președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan s-a oferit chiar să medieze discuțiile dintre Putin și Zelenski. În opinia Kremlinului însă, o întâlnire între cei doi președinți este departe de a fi posibilă. Tu casăiți strice на высшем уровне между президентами Путиным и Зеленским, то она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Până acum, delegația rusă și delegația ucraineană au avut 3 runde de negocieri. Toate s-au încheiat însă fără ca reprezentanții celor două țări să ajungă la un acord comun. Când vine vorba despre furturile din mașini, imaginația hoților nu are limite. Aceștia se folosesc mai nou de un întreg sistem de bruiaj care nu mai permite închiderea ușilor. Polițiștii au avut de-a face cu mai multe astfel de cazuri în ultima perioadă. În cel mai recent, doi bărbați au fost arestați după ce au spart mai multe mașini și au furat sume mari de bani. În una dintre ele au găsit 15.000 de euro. Șoferii din București sunt îngroziți din cauza hoților de mașini. Au dat prima spargere în luna octombrie a anului trecut și au furat dintr-un automobil 15.000 de euro. De atunci, polițiștii îi caută. Între timp, în luna aprilie a acestui an, au dat altă spargere și au furat peste 11.000 de lei. După luni întregi de căutări, bărbații au fost surprinși de niște camere de supraveghere din sectorul 1. Au fost puse în aplicare 2 mandate de aducere, au fost conduși la audieri, reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Unul dintre bărbații arestați a fost găsit în timp ce încerca să iasă din țară pe la Vama Nădlac. În mașina lui a fost găsită suma de 12.000 de euro, dar și mai multe componente ale dispozitivelor de bruiaj. Se pare că bărbatul voia să meargă în altă țară, acolo unde urma să-și continue activitatea. Înainte să dea o spargere, hoții își conturau un plan bine pus la punct. Din verificările efectuate până în prezent, s-a stabilit că ar fi urmărit autoturismul o perioadă, după care așteptau ca proprietarul să părăsească zona. Sunt niște sisteme de bruiaj care bruiază toate semnalele din zonă, din câte mă povestesc colegii mei electricieni. Și în momentul în care e activat sistemul respectiv, telecomanda nu mai știe ce să facă, nu-și mai face funcția și ea practic nu mai încuie mașina. Șoferii sunt sfătuiți să fie foarte atenți atunci când își încuie mașina, mai ales atunci când se află în parcarea unui supermarket, pentru că acolo stau cel mai mult hoții. Este într-adevăr și neglijența șoferului, pentru că el în mod normal ar trebui să verifice sau măcar să asculte că s-a încuiat mașina, pentru că orice mașină în momentul în care se încuie are și un zgomot, un zgomot specific care să-l atenționeze pe șofer că mașina s-a încuiat. Bărbatul care dădea spargerile avea antecedente penale și conducea mașina fără să aibă permis de conducere. Celălalt bărbat nu era certat cu legea, dar este acuzat că i-a dat prietenului său mașina personală, în condițiile în care știa ce urmează să facă. În contextul secetei fără precedent în sute de localități din Portugalia, Franța și Spania, potabilă a fost raționalizată. Cum fac față oamenii condițiilor aspre, aflați de la corespondentul Prima TV în Spania peste câteva momente.
Fiscul începe controalele în cazul celor care uită să-și declare veniturile. Peste 21 de milioane de lei este diferența descoperită de inspectorii ANAF între veniturile declarate și cele estimate de aceștia. În vizor sunt și profesorii care obțin bani din meditații, pentru care nu emit factură. Un profesor din Arad a avut încasări de 60.000 de euro numai din pregătirea suplimentară a elevilor. Controalele continuă și la transportatorii rutieri pentru a evita evaziunea fiscală. Aceștia sunt obligați ca de la 1 octombrie să-și ia un cod unic de transport prin care autoritățile vor verifica cum și ce mărfuri intră în țară. ANAF a început vânătoarea averilor nejustificate. Aproape 6 milioane de lei au de achitat afaceriștii care evitau până acum plata datoriilor către stat. S-au descoperit 21,4 milioane lei diferențe între veniturile declarate și veniturile estimate de noi. Creanțele fiscale aferente, respectiv impozitele calculate pe această sumă, a fost de 5,9 milioane de lei. Cea mai mare diferență între veniturile declarate și cele estimate găsite de inspectorii ANAF este a unui contribuabil din Iași. Suma este de aproximativ 11,7 milioane de lei, pentru care are de plătit statului un impozit de 3,5 milioane de lei. De luna viitoare vor începe verificările și în rândul influencerilor care câștigă din postările pe rețelele de socializare. Aceștia pot câștiga atât bani cât și produse, servicii sau călătorii. Controlele vor începe și în cazul profesorilor care fac meditații și obțin venituri în plus din acestea. Președintele ANAF a spus că în ultimul an numărul celor care și-au făcut PFA-uri în acest domeniu a crescut. Au fost situații în care, într-adevăr, acest gen de persoane care profesor care dau meditații s-au autorizat, să le numim, și-au declarat și știți că a apărut chiar în presă, undeva în vestul țării, la Arad, cred că un profesor a declarat venituri undeva în jur de 60.000 de euro și a plătit impozit pe ele. La Timișoara, un altul, cred că a declarat vreo 50.000 de lei și a plătit impozit pe ele. Încasările ar fi crescut față de anul trecut, iar rambursările din TVA, adică banii datorați de stat companiilor, au ajuns să fie achitate integral. Verificări vor fi și în cazul șoferilor care transportă marfă cu risc mare de evaziune fiscală, cum ar fi băuturi alcoolice, articole vestimentare sau fructe și legume. În momentul în care trebuie să ții acest cod unic de transport, deja ești prins în acest program informatic, și noi știm, mergem peste 6 luni și verificăm și vedem dacă ai și înregistrat factura aferentă acelui cod unic. Aceștia vor trebui să raporteze totul electronic până la 1 octombrie. Dacă nu, din toamnă vor începe și amenzile. Și tot despre controle de data aceasta, cele făcute de ANPC pe litoral, discutăm cu Ștefania Cârcu. Ștefania, bună seara, te ascultăm. Bună seara! Am auzit azi în mașină, venind spre redacție, o știre și am rămas mască. Controale ANPC cu mascații în Costinești. Au fost descoperite produse expirate încă din 2019. Prima reacție a fost, wow, trebuie să meargă cei de la protecția consumatorilor cu luptători antitero ca să nu ia bătaie pe acolo. După care am zis, stai, că am văzut eu filme de ale americane cu armata care trebuie să intervină pentru că nu știu ce mutații s-au petrecut. Cine știe ce animale s-au dezvoltat pe litoral mâncând carnea aia expirată de atâta vreme? Cine știe ce mutații s-au petrecut cu carnea? Ce parizer monstruos viețuiește în Costinești? Cabanosul oltenesc? Cine știe la ce dimensiune e acum și ce colți o avea? Da, așa se întâmplă când scapi lucrurile de sub control. O să ajungem să facem controle cu armata NATO. Despre asta și multe altele diseară de la ora 22 la Starea Nației de vacanță. Se fac anchete în Gorj după primele rezultate de la recensământ, pentru că în peste 50 de localități gradul de recenzare este de peste 100%. Direcția de statistică Gorj a anunțat că vor fi făcute verificări. Se va analiza dacă datele introduse în sistem sunt corecte. De această dată, statisticienii vor merge în teren și vor verifica datele. Timp de 10 zile vor culege din nou informații, iar setul de întrebări va fi minimal. Aceste date sunt la prima mână sunt provizorii, acestea vor suferi în continuare un proces amplu de verificare și de validare, astfel încât primele date oficiale vor fi date publicității la cursul 1 decembrie 2022. Există situații în care gorjenii s-au recenzat de două ori. A existat și în toate UAT-urile persoane care s-au înregistrat și la adresa de domiciliu și la adresa de
reședință. Se va verifica pentru că noi nu am încheiat propriu-zis această activitate de asta și cu personalul care îl avem la ora actuală, deci până la sfârșitul anului, după care anul următor va continua acest proces amplu de verificare și validare. În localitatea Telești, gradul de recenzare este de 130%. Edilii au o explicație. Foarte mulți orășeni s-au mutat la țară în ultimii ani. Atunci am avut 2500 de locuitori, acum avem 3070. Suntem aproape de oraș. S-au retras foarte mulți la țară. Noi extindem în acest moment și lucrăm la planul urbanistic general. La fel se întâmplă și în comuna Drăguțești, situată lângă Târgu Jiu. Localitatea a avansat în clasamentul localităților și cum are peste 5.000 de locuitori, acum va deveni de gradul 1. Ce înseamnă asta pentru comunitate? Știam că o să fim mai mulți de 5.000 de locuitori, atâta timp cât au venit foarte mulți să-și cumpere terenuri. Nu mai sunt terenuri de vânzare în comuna Drăguțești. Și ăsta este un lucru bun. Și alți edili au recunoscut că s-au mobilizat să convingă localnicii să se recenzeze, ca să nu riște să retrogradeze în clasament și să aibă de suferit la bugetul local sau salarii. Acesta se calculează în funcție de numărul de locuitori. Din primele date, aproape toate localitățile din mediul rural din Gorj au câștigat în ultimii 10 ani la capitolul populație. S-a tras cortina și peste ediția din acest an a festivalului Antol. Aproape 400.000 de oameni s-au bucurat timp de 4 zile și 4 nopți de muzica mixată de peste 200 de artiști pe 8 scene amplasate în centrul orașului Cluj-Napoca. În cea de-a patra și ultima zi a festivalului, J Balvin a fost cel mai așteptat artist și a făcut un show incendiar. Nici nu s-a terminat bine spectacolul și organizatorii pregătesc deja ediția de anul viitor. Hiturile internaționale ale artistului au fost cântate aseară de zecile de mii de oameni strânși pe Cluj Arena din toate colțurile lumii. Și Lost Frequencies, Tuhamo sau Hardwell au fost la fel de așteptați pe scena Untold. Dar distracția nu a fost doar pe main stage. Organizatorii le-au pregătit festivalierilor multe surprize de-a lungul celor 4 zile. Un loc inedit al festivalului a fost acest tramvai transformat în scenă muzicală. Festivalierii au venit aici cu micul mare și au dansat ore în șir. Și focul a avut rolul său în timpul festivalului Untold. Am zis să aducem puțină căldură, chiar dacă e vară, la Untold și fiind ultimul show pe seara asta, o să zic că ne vedem la anul. Ediția din acest an a Untold a fost un succes. Nu o spun doar organizatorii, ci și festivalierii. Foarte bine, e prima dată când vin la Untold, dar aici am fost la Never Say Die, e prima dată când vin la Untold. Și cum ți-a părut anul acesta? Foarte bine, mi-a plăcut și sper să vin în ceilalți ani la fel. După succesul ediției din anul acesta, organizatorii se pregătesc deja pentru anul următor și primele bilete urmează să fie puse deja la vânzare. Canalul de film Cinemaraton, partea grupului Clever Media, din care face parte și Prima TV, a fost gazda serii dedicate lui Marin Preda în cadrul festivalului Seriile Filmului Românesc de la Iași. Evenimentul a fost prilejuit de împlinirea 100 de ani de la nașterea celui considerat unul din titanii literaturii române. Marin Preda este unul din puținii creatori ale căror opere trec barierele genurilor artistice. Cuvintele sale au prins viață în numeroase pelicule realizate de-a lungul timpului. Iar în semn de omagiu pentru marele autor, la Festivalul Ieșan de Film, postul TV Cinemaraton, a proiectat o serie de pelicule al căror subiect este inspirat de romanele sale. Cu această ocazie, Șerban Marinescu, regizorul filmului Cel mai iubit dintre pământeni, a primit un premiu de excelență. Am avut privilegiul întâlnirii cu scriitor în penultimul an de studenție, când trebuia, cum am povestit, să îmi pregătesc filmul de diplomă și filmul meu de diplomă, coincidență sau nu, a fost din primul volum de novele al lui Marin Preda. La evenimentul organizat în cadrul festivalului de la Iași a fost prezent și fiul lui Marin Preda. Vizibil emoționat, Alexandru Preda a rememorat câteva momente din viața ilustrului său tată. E o zi specială și aș vrea să o tratez ca fiind o zi specială. Cinemaraton susține filmul de calitate, iar organizarea zilei Marin Preda a fost doar o parte din contribuția canalului la promovarea peliculelor românești. Un partener care este alături de noi de foarte mulți ani, sunt prieteni
prietenii de la Cine Maraton, alături de care am organizat centenarul de care spuneam puțin mai devreme, și cred că împreună facem echipă bună pentru filmul românesc. Zilele acestea, Iașiul a fost o veritabilă capitală românească a celei de-a șaptea arte. Sute de actori și-au dat întâlnire în oraș. Mă bucur să revăd. Nu puțină lume are totuși șansa, în afară de niște fotografii de moment, să se vadă cu ani în urmă cum au crescut, cum au evoluat sau nu. Un festival ca ăsta, care în fiecare an se face aici în condiții foarte frumoase și prietenești, contează foarte mult în vremurile pe care le trăim. Festivalul Seriile Filmului Românesc s-a încheiat cu proiecția filmului Metronom, în regia lui Alexandru Belc. În ultimii ani, printre cei care vor să descopere România, s-a născut un nou trend, ecoturismul. Asta înseamnă că aceia care iubesc natura lasă mașinile și pornesc pe jos sau chiar cu bicicleta în drumeții în zonele montane. Sibiu este o destinație numai bună pentru turiștii care merg pe trasee montane. Aceștia au la dispoziție și o aplicație în care găsesc toate informațiile. Și avem o dată lacul Vâlea aici, da, Șaua Caprei, acolo, și Ezerul Caprei. Turiștii care iubesc zonele de munte, liniștea naturii, dar și mișcarea, aleg să facă drumeții în zone de deal și de munte. Din fericire, România se bucură de extrem de multe trasee, de diferite dificultăți. Interesul pentru aceste activități a luat amploare în pandemie, dar e din ce în ce mai mare. Interesul este crescut prin prisma perioadei prin care am trecut. Mă gândesc aici la pandemie și care a făcut oamenii să fie mult mai atenți cu destinațiile pe care le aleg. Dacă se simt în siguranță în destinația respectivă, doresc să aibă parte de experiențe personalizate, de experiențe în grupuri mai restrânse, împreună cu familia. Peste 50 de trasee din județul Sibiu sunt centralizate în aplicația Anii Drumeției. Aplicația te notifică în momentul în care trebuie să schimbi direcția de pe traseu. Ea funcționează în background, că poate fi ținut telefonul închis în buzunar și te anunță vocal dacă se schimbă direcția de pe traseu. Listă, încheiatul care, asta, Valea Bunii, Bunea Bunea Cascadă. Turiștii pot ajunge pe aceste trasee în Munții Făgăraș sau Munții Cindrel sau pe malul Oltului, dar găsesc și trasee de cicloturism. Oamenii pot raporta problemele întâlnite în drumeție. Aplicația funcționează chiar și fără internet. Integrează rețeaua de trasee de drumeție din județul Sibiu cu rețele de drumeție la nivel mondial. Sunt peste 10 milioane de utilizatori care vor putea descoperi, pe lângă cei din România care sunt doriți să practice drumeția în județul Sibiu, toți cei din străinătate vor putea să descopere aceste trasee. Programul inițiat de autoritățile locale are scopul de a promova ecoturismul și de a îmbunătăți infrastructura de drumeție din județ. Specialiștii le recomandă celor care pornesc în drumeții să aibă întotdeauna echipament adecvat. Seceta care lovește Europa în această vară este una dintre cele mai intense din istorie. O spun meteorologii și o spun și alții, în special agricultorii, care anunță pierderi și de 70%. În sute de localități din Portugalia, Franța și Spania, apa potabilă a fost raționalizată și perspectivele unui mult așteptate ploi sunt îndepărtate. Care este situația, ne spune corespondentul Prima TV în Spania, Alin Petrică. Spania se află oficial în mijlocul celui mai secetos an din ultimii 10 ani. Agricultorii de aici spun că ne aflăm în mijlocul unei furtuni perfecte. De ce? Pentru că inflației de peste 10% îi se adaugă aceste pierderi care, în funcție de cultură, pot depăși 20-30-70%. Ei spun că prețurile alimentelor vor crește la toamnă și cu 50%. Un exemplu, în Murcia, unde se cultivă foarte mult avocado, sunt suprafețe imense, agricultorii au recurs la o măsură de a înjumătăți consumul de apă foarte dramatică. Ei scot pur și simplu un pom din doi, un pom da, un pom nu, și astfel speră ei să reducă consumul de apă la jumătate. În Portugalia, nivelul apelor în baraje a ajuns la 20% în foarte multe dintre cazuri. În Franța sunt aproape 1000 de localități unde apa potabilă este raționalizată. Sunt numai câteva ore în care curge la robinet. De asemenea, un gigant energetic spune că uzinele sale pot fi oprite din cauza faptului că apa din
fluviul Ron, de exemplu, este foarte caldă și nu ajută la răcire. În Italia este oficial cel mai secetos an din istorie. Practic, a fost cea mai mică cantitate de ploaie din istoria înregistrată de autoritățile de aici. Iar în restul Europei, în zona centrală, de nord și în est, există probleme în furnizarea de furaje pentru animale, tot din cauza secetei extreme. Închei prin a spune că meteorologii nu au previziuni optimiste, pentru că, cel puțin aici, ploile nu vor veni decât la finalul verii. Din Spania, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrică. După 2 ani de pauză din cauza pandemiei, italienii se bucură din nou de un festival drag lor. Orașul Camuli din provincia Liguria a găzduit festivalul Stella Maris. Cum s-au distrat cei care au ajuns acolo, vedeți după o scurtă pauză. Eu vă aștept. Este leneșătoar ce și o invidiem pentru viața fără griji pe care o duce. Este vorba despre unul dintre cele mai iubite și apreciate animale de companie din lume, pisica, a cărei zi este sărbătorită astăzi de o lume întreagă. Se estimează că aproximativ 500 de milioane de pisici trăiesc în locuințe din întreaga lume. Dintre acestea, câteva au reușit să ajungă la celebritate și s-au remarcat fie în producții animate, fie în musicaluri sau filme. Un bine cunoscut exemplu de pisici celebre sunt pisicile aristocrate. Îndrăgite de copii și nu numai, haioasele pisici au adus zâmbetul pe buze iubitorilor de pisici încă din 1970. Sunt gata, maestro! Mama, iar a făcut așa! Părăcioasă! O altă pisică devenită celebră este Orangey, care a jucat alături de Audrey Hepburn în Mic dejun la Tiffany. Datorită talentului său, motanul a câștigat 2 premii Patsy, echivalentul Oscarului în lumea pisicilor. Una dintre cele mai cunoscute feline, Chupette, a reușit să fure inima regretatului designer Karl Lagerfeld. Director de creație al caselor de modă Chanel, Fendi, dar și a propriului brand, Lagerfeld s-a simțit inspirat de birmaneza cu ochii albaștri. A devenit muza brandului Karl Lagerfeld și a apărut în mai multe campanii publicitare. Because it's unbelievable. This is huge sapphire eyes and this beautiful white fur. She is unbelievable. Very coquette, but she is overgroomed and everything. She has several mates. She's never alone when I'm not there. După moartea emblematicului designer, Chupette a moștenit și o mare parte din averea acestuia, devenind astfel una dintre cele mai bogate animale din lume. După moartea designerului, Chupette a reușit să strângă singură o mică avere de 3 milioane de euro din munca de model. Și pentru că nu aveau cum să nu se facă remarcate și pe rețelele sociale, câteva au reușit să adune milioane de urmăritori din lumea întreagă. The Grumpy Cat este un astfel de exemplu. Pisica a devenit cunoscută în lumea întreagă în 2012, datorită chipului morocănos, care a devenit rapid un simbol al parodiei pe internet. Un alt influencer în lumea pisicilor este Nala, cea mai urmărită pisică. Cu un număr de 4,5 milioane de urmăritori, pisica a fost adoptată dintr-un adăpost de animale. Nala a intrat și în cartea recordurilor de cea mai urmărită pisică pe Instagram. Nala a strâns și o avere de invidiat, mai exact 100 de milioane de dolari. După 2 ani de pauză din cauza pandemiei, italienii se bucură din nou de un festival extrem de drag lor. Orașul Camuli din provincia Liguria a găzduit festivalul Stella Maris. Celebrarea Madonei Protectoare a Mării, Stella Maris, a adunat anul acesta peste 25.000 de persoane care au venit din toate zonele provinciei. Evenimentul, care își are originile în anul 1400, este sărbătorit întotdeauna în prima duminică a lunii august, iar punctul culminant constă în depunerea pe apa miilor de lumânări aprinse în onoarea Fecioarei Maria, care pentru pescarii locali reprezintă Steaua Mării. Seara, în timp ce lumânările plutitoare sunt așezate în apă, ambarcațiunile defilează într-un joc de lumini și muzică.
Și acum mergem la meteo. Colega mea, Roxana Gheorghean, este alături de mine și ne spune mai multe. Roxana, chiar e ceva nou în afară de căldură? Este. Bună seara, Andreea. Bun găsit tuturor. În vestul, centrul și nordul țării avem parte de instabilitate atmosferică accentuată. Acolo sunt anunțate ploi, însoțite de descărcări electrice și vânt destul de puternic. Cantitățile de apă vor fi însemnate, însă în sudul și sud-estul țării avem în continuare caniculă, dar de miercuri temperaturile scad în aproape toată țara, însă până atunci avem în vigoare și trei atenționări, un cod galben de căldură și disconfort termic ridicat, dar și două atenționări de instabilitate atmosferică accentuată, despre care o să vă dau mai multe detalii chiar acum. Așadar, până mâine seară, valul de căldură va persista în regiunile sudice și sud-estice, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, iar cele minime nu vor coborî sub 18 și chiar 21 de grade. Și de asemenea avem în vigoare și două atenționări de instabilitate atmosferică accentuată, valabile până miercuri dimineață la ora 11. În acest interval, la munte, în Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei, mai ales după amiază și seara, vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25-35 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 40-60 de litri pe metru pătrat. Iar zonele montane și submontane se află sub cod portocaliu de ploi abundente. Haideți să vedem ce se întâmplă cu vremea în întreaga țară. Mâine vom avea parte de instabilitate în vestul, centrul și nordul teritoriului. Acolo vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și căderi de grindină. În sudul și sud-estul țării va fi caniculă și disconfortul termic se va menține ridicat. Vântul va avea intensificări în estul Munteniei, în Dobrogea și în sudul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 37 de grade. În București, mâine se mai încălzește puțin, astfel că maxima va atinge la amiază 37 de grade. Atmosfera va fi sufocantă, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Miercuri, temperatura va scădea simțitor și vor fi cel mult 28 de grade. După amiază vor fi posibile averse și descărcări electrice. Joi vor mai fi câteva ploi de scurtă durată, vântul va fi activ, iar termometrele vor indica o maximă de 29 de grade. Deocamdată atât despre vreme, însă vă aștept cu prognoza pe larg imediat după Focus Sport. Andreea? Roxana, îți mulțumesc. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. Seara continuă la Prima TV cu un film de acțiune, Cabrio 9. De la ora 22, Ștefania Cârcu aduce starea nației de vară, iar de la ora 23, aflați ce s-a întâmplat peste zi de la Focus 23. Să aveți o seară frumoasă, pe mâine!